28 de elevi de la Liceul Tehnologic Petre S. Aurelian vor participa în următoarea perioadă la stagiul de practică. Anul acesta, pregătirea practică pentru elevii de la specializarea gastronomie va fi una diferită. Elevii vor face pregătire în Portugalia. Acest lucru este posibil datorită implementării unui proiect Erasmus Plus și în parteneriat cu Apio School. În cadrul proiectului Învățăm tehnologia în gastronomie, elevii vor putea să-și însușească mai multe cunoștințe necesare în meseria pe care vor să o facă. Vor găti alături de partenerii noștri portughezi. Vor lucra în restaurante unde vor face diferite preparate culinare și cu specific portughez și încercăm să facem și în specific românesc. Ce vizați să învețe copiii în acest timp? Să devină buni specialiști în gastronomie și tot ce învață în asemenea proiecte să aplice în viața de zi cu zi și în restaurante. În perioada aceasta, elevii participă la stagiul de pregătire pentru a face față cu Brio în Portugalia. Ei învață limba engleză și mai mult se familiarizează și cu istoria și cultura țării care îi va găzdui timp de 3 săptămâni. Concret, proiectul le dă șansa să vadă modul în care se lucrează în străinătate în meseriile în care se pregătesc. Cum vezi tu această experiență practică în Portugalia? Este una unică în viață. Ai mai fost plecată în astfel de experiență? Nu, e prima dată. Ce crezi tu că o să faci acolo? Tot așa, o să... în bucătărie. De ce ți-ai ales această meserie? Este o meserie cât de cât ușoară, se câștigă bine. Abia aștept să ajung acolo, sunt foarte bucuros că am ocazia să vizitez o țară străină și să practic meseria pe care vreau să o am în viitor. Implementarea acestui proiect vine după alte două care au oferit oportunitatea elevilor să desfășoare practică în Spania și Cipru. Grupa aceasta va pleca pe 11, iar la finalul lunii, iulie, vor reveni în țară cu un bagaj de cunoștințe în meseria pe care și-au ales-o, cât și cu informații despre Portugalia.